Județul Mureș deține un patrimoniu cultural și religios de zeci de biserici de lemn din secolele 18 și 19. La fel de bogat este și județul Alba. Cu toate acestea, vechile lăcașuri de cult se degradează de la o zi la alta. Cred că suntem în ultimul moment în care mai putem recupera ceva, dar mă îndoiesc că o să mai facem. Din păcate, lucrurile se rezumă la bani. Și acum, ca întotdeauna. E ciudat cum, acum multe sute de ani, în care bogăția însemna să ai infinit mai puțin decât avem azi, oamenii erau dispuși să jertfească atât de mult pentru Dumnezeu. Acum nu mai fac. Specialiștii sunt asaltați de cererile enoriașilor care își doresc salvarea bisericilor de lemn, dar nu au suficienți bani să le repare. Cei care solicită sprijinul muzeografilor speră ca banii să vină de la guvern, dar legislația în domeniu este greoaie și împiedică pe cei care ar avea fondurile necesare să poată investi. Zilnic primesc zeci de mesaje din partea unora binevoitori care vor să facă ceva pentru biserica de nu știu unde, care are nevoie de ajutor, că se dărâmă, că a picat acoperișul, că plouă, că pictura nu mai rezistă. Toate sunt în această situație. Pentru a reface pictura, costurile sunt extrem de mari, spun specialiștii. Dacă mai adăugăm și faptul că restaurarea picturii poate dura și câțiva ani buni, rezultă că șansele pentru recuperarea unor picturi valoroase sunt tot mai mici. Costurile sunt foarte mari, pentru că în momentul în care obiectivul, respectiv biserica, este una de patrimoniu, nu poate oricine să facă restaurarea. Și restaurarea costă chiar mai mult decât o pictură de la zero. E vorba de miliarde pentru un singur caz, care pentru a avea tupeul să le soliciți din altă parte, pentru că n-ai de unde să le ai, presupune deja să cheltui sute de milioane pentru proiectele de restaurare, care sunt avizate pe o perioadă prea restrânsă de timp pentru ca tu să reușești să obții finanțarea necesară și când o obții te trezești că nu mai ai avizele, care la rândul lor ar presupune alte sute de milioane. Și oamenii când văd cifrele alea, o spun și pe bună dreptate, păi facem trei biserici noi cu banii. Legislația din România împiedică folosirea fondurilor europene pentru refacerea monumentelor de cult, spun specialiștii. Fondurile europene sunt condiționate de tot acest balast administrativ și birocratic de care nu știi cum să te ferești. Am trecut prin asta aici. A fost, dacă vreți, varianta ideală a colaborării, pentru că n-au știut cum să ne mai dea banii ăia și să ne spună cum să facem ca să fie bine. Și degeaba, legislația din România ne-a făcut să pierdem jumătate din ei pentru că nu am putut să-i cheltuim legal. Lucrările de reparații la bisericile de lemn din România se realizează în mare parte cu bani din donații, prin intermediul ONG-urilor și a voluntarilor. Un exemplu în acest sens este proiectul Ambulanța pentru Monumente, condus de arhitectul Eugen Vaida. Numai anul acesta, voluntarii au pus sub protecție cel puțin trei biserici de lemn de secol XVIII, din care una se află în județul Mureș, la Cuștelnic.